A început bacul, prima probă este ora la limba română. Pentru mulți, alegerea vestimentației a fost mai dificilă decât întrebările profesorilor. Pentru alții a fost o pierdere de timp. Examenul le-a întrerupt distracția la piscină. Totuși, bacalaureatul începe ușor și se termină greu. Testele scrise vor fi probele adevărului. Absolut fabulos! Moda la bacalaureat se lasă muștenire de la un an la altul. Fuste scurte, pantaloni strâmți. La băieți sunt însă noutăți. A apărut decolteul. Când intru nouă să fiu frumos, las și pantalonii. Puțin aranjăm părul. Haine care să dea o anumită prestanță. Adică nu numai eu, un pantalon scurt și mai știu cum. Imaginea spune un pic, adică te ajută, sincer, la profesori să fii îmbrăcat un pic mai elegant. Simulările arată că nici la rezultate nu vor fi diferențe anul acesta față de cel precedent. La testarea națională, notele au fost mai mici ca la bacul adevărat din 2013. Anul trecut, 55% dintre elevi au fost admiși, iar la ediția din 2012, 43%. Prin ponderea se reflectă în prezența celor două forme obligatorii de evaluare a performanței. E? Cum ți se pare? Nu, n-am înțeles nimic, de fapt. Cine a scris asta? Cei de la Ministerul Educației. Peste 160.000 de elevi au intrat de astăzi în bacalaureat la proba de limba română, chiar dacă nu știu cum arată programa de examen. Ton, pauză, intonație. Nu aveam habar, dar nici nu mi s-a explicat că trebuie să avem un anumit ton, să avem o anumită intonație. Totuși, probele orale n-au nicio miză. Elevii nu sunt admiși sau respinși, primesc doar niște calificative: experimentat, avansat sau de nivel mediu. Doar cine nu s-a prezentat a picat. Cuvântul cel mai potrivit este normalitate, pentru că probele orale de competențe nu ridică probleme deosebite. Eu mi-am scris atâta. Am scris atâta. Perfect, Elena, experimentat. Pentru unii elevi, proba de astăzi a fost mai mult un deranj. Aveau alte lucruri mai frumoase de făcut, mai de vară. Am venit un pic așa înainte de competențe să poate ești o săritură, că așa e frumos. La ce oră ești programat astăzi? Pe la 2. Dar trebuie să plec de acum până mă schimb, până îmi îmbrac. Mâine continuă proba orală la limba română, urmează proba digitală și cea de limbă străină. Însă momentul adevărului începe pe 30 iunie cu probele scrise. Până pe 4 iulie elevii vor da 3 teste, iar primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie.